Pentru a aplica bagheta de polistiren decorativă, avem nevoie de un creion, o ruletă, un cutter, un șpaclu, pistolul de silicon. Aici avem un silicon special pentru baghete de polistiren pe bază de ipsos și un burete cu apă curată și o cârpă. În momentele care o să urmeze, o să vă explic toate etapele pentru aplicarea baghetei de polistiren decorative. În prima etapă o să trasăm colțurile camerei, diagonalele. Am și trasat, acum o vă arăt dumneavoastră. Le trasăm în așa fel încât să se intersecteze și pe urmă, cu o riglă, cu un șpaclu, trasăm diagonal. Ne ajută foarte mult pentru că bagheta o să o tăiem manual. Nu avem mașină de tăiat. Și acum punem bagheta aici. Avem semnul de sus și colțul de jos. Și cu cadrul încercăm să mergem cât mai îndrept. Rectificăm puțin, este cazul. Mai probăm o dată. Vedem ce se întâmplă. Din aproape în aproape, tăiem perfect. Era mult mai bine dacă avem o unealtă de teala 45, dar din păcate nu am. Eu mai am tăiat așa și a ieșit foarte bine. Am tăiat bagheta. După ce am tăiat-o, cu ajutorul unui pistol de silicon, folosesc un silicon de la Sugal, special pentru baghete de polistiren, fabricăm siliconul. Dăm un cordon de silicon. Am două părțile. Și aici tot la fel. Din păcate nu știu dacă am spațiu ca să filmez, dar vă dați seama. Și acum o aplicăm pe tavă. Cu grijă să respectăm semnele date. Iar ea acum e bine singură, unde trebuie. O apăsăm bine. Și în partea de sus și în partea de jos. Cu o cârpă trecem și îndepărtăm excesul de silicon. Așa vine, dar încă nu este gata. Urmează etapa de chituire, pentru că între perete și baghetă mai rămân distanțe foarte mici și la lavabil se văd urât. Tot cu pistolul dăm un cordon de silicon
Atenție mare, folosiți silicon special pentru baghete de polistiren. Nu folosiți silicon acrilic pentru că nu se vă prindă lavabilul în momentul când o să vă grăbiți. Acesta este un silicon pe bază de Ipsos. Se usucă foarte repede. Bun, după ce am dat cordonul, ne ajutăm de această cârpă și îndepărtăm excesul de silicon. Putem să dăm aici în lateral unde să vină următoarea baghetă. Și aici tot la fel, pentru a se lipi bine. Așa procedăm și în cazul în care tavanul rămâne alb, iar pereții o să fie altă culoare. Nu se aplice după zugrăveală pentru că se vede urât estetic, ea trebuie chituită. Și cu un burete cu apă, puțin umezit, ștergem excesul de silicon până rămâne totul curat. Așa procedăm la tot tavanul, după ce s-a usucat, amorsat și lavabil. Acum, unde spatele nu ne permite să băgăm, să intre o baghetă în cadru, o să luăm măsură cu un gredat și o să tăiem o bucată fix. Avem 115,5. Tăiem din această bucată, cu atenție, să nu o zgârie. Și acum provăm să vedem dacă intră. O să încercăm să o tăiem. Din aproape în aproape o să încercăm să o tăiem la 45. Mai trebuie și de aici, dacă este cazul, să intre. Mai trebuie foarte puțin tăiat. O să tăiem și aici. Bun. Acum la fel. Silicon lipit, chituit și o să vă arăt cum a ieșit. Am dat un silicon pe baghetă. Dăm și aici. Dăm puțin mai mult să se lipească bine. Venim cu bagheta. În momentul când aplicați această baghetă, trebuie să luați în calcul pereții să fie foarte drepți, perfecți, să nu mai vedem nivelări, pentru că o să vadă foarte urât estetic.
să rămână spații între bagheta și perete sau tavan, o să se aducească după tavan, nu o să se lipească cum trebuie și atunci recomandarea mea este să nu aplicați baghetă decorativă în momentul când pereții nu sunt drepți. Cu cârbă îndepărtăm excesul de silicon. Chitim foarte bine, pentru că la lavabil se va vedea toate imperfecțiunile și noi dorim să avem o calitate cât mai mare la această lucrare. Acest burete își face treaba lui. Îndepărtăm excesul. La colțuri trebuie să fim atenți să le ștergem foarte frumos. Nu lăsăm silicon aici mult. Eventual, dacă siliconul trage, mai aplicăm a doua mână de silicon și totul va ieși ok. Așa se vede, să vă arăt și mai de-aproape. Acum este ud. Așa se vede. Am pus pe tot holul. Mie îmi place foarte mult la tavane să aplicăm baghetă. Fără baghetă mi se pare că tavanele nu sunt gata. Recomandarea mea este, în momentul când aplicați această baghetă, să mergeți pe două game de culori. Tavanele alb, tavanele albe, iar pereții altă nuanță, ceva deschis pal, un gri, un cacao cu lapte și atunci totul o să iasă perfect. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să vă abonați la canal, totul este gratis. În comentarii, în secțiunea de comentarii o să vă aștept cu întrebări, o să vă răspund la toate întrebările. Nu uitați de un like și până data viitoare, numai bine, la revedere!